Pe parcursul ultimelor 8 luni, echipa Argiș-TV a încercat să fie cât mai aproape de dumneavoastră. V-am prezentat partea văzută a lucrurilor. Să acceptăm că e acceptabilă. Dar și pe cea nevăzută. Nu mai e nimic. A dispărut tot. Reporterii Argiș-TV au stat de vorbă cu fel și fel de oameni. Dom'le, noi ne confruntăm cu 70.000 de probleme pe zi. Vom tremura în dragi și vom plăti în dragi. Să vedeți ce comună de rahat avem. Bălăriile de un metru, să frică, circulă șopârile pe stradă. Groaznic, a mușcat lumea de picioare. Toată noaptea nu bagă limba în gură. Am venit aici așa că vroiam să aflăm aici așa ce să petrece aici așa, că e prima dată care am venit aici așa, la târgul ăsta aici așa, și totuși e frumos. Verdictele nu au întârziat să apară și tot de la știrile Argiș-TV le-ați aflat. Avem nevoie de un om cu mână de fier și cu cap pe umeri. S-a văzut clar că aceste alegeri a fost o școală a hoților. Alții are palate, alții are bani, dar nu... Băi, mă, dar îi enervează, noi nu avem bani să mâncăm. Pur și simplu îmi fac impresia că sunt pe planeta maimuțelor. Știrile noastre au adus informații pentru toate categoriile de telespectatori. Ați votul uninominal, ați auzit? Acum au dumneavoastră. De multe ori, reporterii noștri au fost martori la eforturi supraomenești. Cam de cât timp lucrați să stingeți incendiu? Cred că am peste 30 de ani. Și tot la știrile Argiș-TV ați văzut declarații cel puțin ciudate. Un bărbat de sex masculin? Nu mai am eu dinți. Nu mai am niciun albarcul de dinte. Tot de la știrile Argiș-TV ați aflat ce soluție a găsit un lider al romilor pentru confrații săi bolnavi de tuberculoză. Eu aș vrea să fie chiar eutanasiați. E cam... Nu e grav, nu, e bine pentru ei. Pentru a vă aduce informații proaspete, am stat de vorbă cu oameni mari. Ce-o fi făcând cetățenii ăștia? Nu-mi dau seama. Dar și cu oameni mici. Și după atâta efort, ne-am câștigat și telespectatori. Televiziunea e tare și e cea mai tare din parcare.